ajuns să practice atletism dintr-o întâmplare, însă acest sport face acum parte din viața ei. Sportiva Adnana Matius spune că atletismul i-a adus de-a lungul anilor numeroase reușite și premii, dar asta datorită antrenamentelor serioase. Ce m-a făcut să vin către atletism? Ei bine, în clasa 4-a, eu fiind elevă la școala gimnazială Nicolae Iorga, a fost un concurs, nu mai știu sigur, săritura de pe loc în lungime, viteză. Și atunci, cred, dacă bine țin minte, a fost primul an al doamnei Terezia Pov acolo și am câștigat concursul de viteză și uitați așa, mi-a spus că dacă vreau să mă duc, în fiecare sâmbătă, mă așteaptă la antrenamente. Și eu pe vremea aceea făceam handball. Și mi-a plăcut foarte mult atletismul. Îmi plăcea să mă duc să alerg, îmi plăcea chiar foarte mult. Și din fiecare sâmbătă am ajuns în fiecare zi să mă duc la fiecare antrenament. Și eram într-o dilemă, pentru că nu știam sigur ce să aleg. Atletismul sau handbalul? Că deja făceam handbal și atletism de un an amândouă. Și era greu. Că eram mică și era greu, că trebuia să mai și învăț. Și așa am ajuns să aleg atletismul. Am lăsat handbalul departe. Și chiar nu-mi pare rău absolut deloc. Pentru că am ajuns să iubesc atletismul. Cât de greu este să te antrenezi? Vorbim de acest an, ia uite, un an greu pentru toți sportivii și antrenorii, pentru toți cei care practică sportul de performanță, să zic așa, pentru că poți alerga prin pădure, poți alerga prin parc, adică, dar să faci sport de performanță ca să ai și rezultat este foarte greu. Cum a fost anul acesta pentru tine, cu toate că a fost un an greu, iată că ai avut și rezultate foarte, foarte bune. Da, anul a fost unul chiar foarte greu pentru mine. Eu am avut și bacul anul ăsta și a trebuit să mă împart în așa fel încât să-mi fie bine și pentru antrenamente și pentru concursuri și să-mi pot face treaba și pentru bac. Că am avut și foarte mult de învățat. A fost greu, chiar foarte greu să ne antrenăm aici. Pentru un sportiv de performanță este greu. De fapt, pentru orice sportiv este greu aici. Dar pentru un sportiv de performanță, de exemplu, la garduri, la înălțime, la lungime, hai că la lungime și suliță cât de cât avem ceva. Dar să faci o viteză. Dar să faci viteză cu cuiele. N-am putut să-mi pun cuiele în picioare, să fac exact, viteză. Am uitat că noi puneam cuiele numai de în concurs în concurs. Da, pentru că se stricau. Și o pereche de cuie este destul de scumpă. Și, de exemplu, la înălțime. Cred că am făcut înainte de națională 3 antrenamente sau 4 de înălțime. Ceea ce este destul de urât. Este puțin. Da. Este puțin. Da. Sălile erau închise și n-am putut să facem. Da, da, da. Da, din cauza pandemiei. Și nu vorbesc doar de mine, vorbesc de absolut toți cei de aici, în Baia Mare. Pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, pot să mă duc, mă duceam și în parc și alergam, dar nu este tot una să vii aici să-ți faci antrenamentul pe teren. Ce rezultate ai obținut în ultima perioadă? O să te rog să-mi spui rezultatele din ultimii ani, dar și mai ales rezultate din anul ăsta, care sunt foarte, foarte bune. Eu... Prima medalie. Prima medalie? Ah, la copii 1. Am venit pe locul 2 la campionatul național de copii 1 la triatlon. Următoarea, dacă bine țin minte, a fost la 400? La 400 afară, la juniori 2. Da. Locul 3. Locul 3. După aceea am venit tot cu locul 3, tot la junior 2, la 400 garduri. După aceea, tot la junior 2, la probe combinate, tot pe locul 3, pe locul 3. Asta a fost în primul an, junior 2 în primul an. La junior 2, în ultimul an, am venit pe locul 1 și am devenit campionat național la junior 2, la probe combinate. Ne-am axat atunci numai pe probele combinate. Da. Am zis, hai să mergem, că dacă stai cu fundul 10, nu tripici între ele. Mergem pe probe combinate. Și s-a văzut. După aceea, la junioare 1, a fost prima mea medalie în sală, locul 3 la probe combinate, unde am fost puțin răcită și n-am fost nici chiar foarte pregătit atunci, dar am reușit să vin pe locul 3. Și în vară, unde
chiar dacă a fost pandemia, mi-am dorit foarte mult să muncesc, să fac. Și am venit pe locul 1 la probe combinate la Junior 1, afară, și locul 2 la tineret. Spune ce sunt probele combinate, că eu am uitat, Adnana. Probele combinate sunt 7 probe. Avut? 100 metri garduri, înălțime, lungime, 800, 200 metri viteză și suliță și bilă. Deci, iată ce spuneam, atletismul nu-i doar un simplu sport, o singură ramură, ci iată că ai mai multe... O singură probă, multe probe. Aici este un pic mai complex și un pic mai greu. Da, și este greu și trebuie fizic și trebuie să faci față la toate. Normal. Și să te pregătești la fiecare în parte un alt fel de antrenament. Categoric. Chiar dacă alergarea e una pentru toate, dar în rest, totuși, eu zic că fiecare ramură atletismului are un alt fel de antrenament, la fel de greu fiecare. Da, da, pentru probe combinate, de exemplu, un antrenament durează undeva la 3 ore, 2 ore jumate, cam așa. Pentru că trebuie să te antrenezi la mai multe probe într-un antrenament. Cam așa este. Și ar trebui să le ai pe toate, să le ai pe un teren de atletism, să ai toate posibilitățile, gard, ar trebui. Zonă de suliță, zonă de bilă. Acum mi-aduc aminte, cu aceleași condiții, eu am avut pe Munteanu Paul, campion național cu record național la probe combinate, Sas Marius venit pe locul 3 în același concurs, cu o bătălie fantastică. Sau Pașca Vlad, care a fost vicecampion național, tot la probe combinate. Când au alergat ăștia garduri, eu am pus mâine așa și m-am întors într-o parte. Zic, Iisuse, dacă pică vreunul, acel e asta. Da, uite că a trecut. Care au fost performanțele? Anul ăsta ai fost și în Turcia la un concurs... La Balcaniadă, da. La Balcaniadă, un concurs nu tocmai ușor. A fost ceva nou pentru mine, fiind și primul concurs în afara țării. Eu cu doamna antrenoare am mers și am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Mergem și concurăm cum putem, așa cum am fost pregătite. Și în prima zi mi-am făcut record la toate probele. Toate probele, acelea fiind 100 metri garduri, înălțime, bilă și 200 de metri. Și mi-am făcut record. Deci am început chiar bine. Intram dimineață pe stadion și ieșeam seara. Da. Deci astea au fost concursul la noi, de dimineață până seara. N-am mers hotel, n-am mers nicăieri, acolo am stat. Este greu și fizic și psihic, am spus și asta. Deci probele combinate sunt chiar grele. În a doua zi, mi-a fost și ziua de naștere, am primit și 18 ani. Am fost și certată. Deci certată am fost, normal, și normal. La lungime am buctat-o puțin. Acolo nu am sărit chiar așa cum am vrut. La suliță mi-am făcut iarăși record. Și am mai rămas 800-le, unde nu am reușit să-mi fac record, dar am reușit să vin de pe locul 3 cu 800-le. Am urcat pe locul 2. Și la final de zi a fost chiar bucuria foarte mare, că este suspansul acela când trebuie să se afle rezultatele, că nu știi, am rămas pe 3, am urcat pe 2, ce am făcut, și eram în sala de încălzire, mă schimbam așa și vine doamna profesoară, doamna antrenoare, suntem pe 2, și toată sala a zis bravo, 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 așa pe toată lumea a venit și bravo. Deci a fost un moment chiar extraordinar. Un final de an cu un rezultat extraordinar pentru tine, așa este. Ce îți dorești pentru perioada care urmează? Și aici discutăm de acest sfârșit de an care este, repet, mare lucru, nu cred că se mai poate întâmpla din niciun punct de vedere. Cum vezi lucrurile pentru anul care vine și ce îți dorești? Eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să am putere de muncă. Și pe viitor sper să fie cât mai bine. Nu pot să spun acum ce se va întâmpla, dar eu... Iar că muncește. Exact. Este student în primul an la educație fizică la Cluj-Napoca. A schimbat antrenorul.
Este un pic greu și pentru mine și pentru ea, pentru că eu tot întreb, da, de ce nu vine Adnana? Unde e Adnana? Iar întârzi Adnana. Ei, Adnana nu întârzi, că Adnana este la Cluj. Și eu mă bucur foarte tare că este, sper din tot sufletul, urmașul meu să fie, este pentru un profesor o împlinire fantastică. Ca să vezi că copilul pe care tu l-ai crescut, cu bune, cu rele, cu ceartă, cu iubire, cu tot, te admiră și se duce să facă meseria frumoasă. Eu zic că este extraordinar de frumoasă pe care o am. Și doresc numai bine și oricând sunt prezentă.